Desfășurarea cursurilor școlare în sistem online în perioada pandemiei a dus la o creștere considerabilă a cazurilor de miopie în rândul copiilor din județul Hunedoara. Acest aspect este confirmat de către reputați medici oftalmologi care se confruntă cu o veritabilă pandemie de miopie. După această pandemie de coronavirus, avem și noi pandemia noastră de miopie la copilași, la elevi, chiar și la studenți, pentru că s-a intensificat foarte tare ritmul de utilizare a device-urilor, orice tip de ecran, până la urmă impune un efort din partea ochiului nenatural. Și dacă îl prelungim la multe ore pe zi, erau cele 4 ore de școală sau poate perioadă mai îndelungată pentru adolescență, zic, la vârsta liceului. Dar, cum spuneați dumneavoastră, pe lângă aceste ore obligatorii, era o afinitate către activități extrașcolare. Aplicații, jocuri, poate chiar și temele se desfășurau prin schimb de mesaje, schimb de imagini. Medicul oftalmolog Laura Angelescu spune că, din păcate, și după revenirea la normalitate, copiii au rămas atrași de folosirea device-urilor, lucru care nu face bine deloc ochilor. Când programul de școală a revenit la normal, atitudinea s-a schimbat foarte puțin. Am rămas destul de comozi prin accesul acesta foarte frecvent aplicat către activități pe telefon, pe tabletă și temele, într-adevăr, rămân mult cu transmitere online. Și probabil și copiii care inițial aveau un program destul de bine stabilit de activități extra ecran digital au căpătat o tentație și o obișnuință. Îngrijorător este faptul că au devenit purtători de ochelari copiii care erau sănătoși din acest punct de vedere înaintea pandemiei și nici nu aveau antecedente oftalmologice în familie. Sunt foarte multe avantaje, nu le putem nega, nu o să putem opri tendința lumii din jur de a se îndrepta către era aceasta a tehnologiei, dar să găsim un echilibru în calitate de părinți, avem o bună idee despre activitatea în fața unui ecran a copilului, e foarte importantă, pentru că într-adevăr avem mulți pacienți care sunt nou descoperiți cu probleme pe care le presupunem legate de activitatea aceasta, adică nu aveau factori de risc, nu erau părinții purtători de ochelari, înainte nu aveau probleme poate deloc și brusc, după activitatea online și senzația de oboseală asupra ochilor pe care părinții ne-o relatează, au devenit purtători de ochelari. Mai grav este însă faptul că miopia este greu de stopat în perioada fragedă a vârstei, iar oftalmologii recomandă evitarea pe cât posibil a forțării ochilor pe diferite dispozitive electronice. Acest lucru nu înseamnă însă ca tinerii să nu citească în format clasic, singurele condiții pentru a nu obosi ochii fiind o lumină adecvată și luarea unor pauze la anumite intervale de timp. Cel mai adesea e vorba de un defect care pare să rămână permanent. Defectul acesta cu minus miopia, care a urmat unui spasm, adică unei stări de oboseală, forțare a ochiului, rămâne un defect permanent al tânărului și, din păcate, cu tendința la agravare, cum pomeneam în discuția despre lase, este, cel puțin în perioada de creștere, este o tendință la creștere și a defectului. Și atunci ne menținem recomandările, cât de puțin activitate online, dacă se poate cititul să-l transformăm în activitatea clasică pe care o știm, în fața unei foi de hârtie, în fața unei cărți, cu lumină bună. Deci să nu facem efort în zona aceasta, pentru că pot apărea alte tipuri de probleme. Dar poate să fie nenumărate ore pe zi, cu pauze, cum este ora de studiu, 50 de minute, 10 minute pauză. Mai multe pe această temă, dar și multe alte subiecte interesante puteți afla urmărind imediat după jurnalul de știri, emisiunea de la A la Z, în care sunt invitați doctorii Laura și Daniel Angelescu, medici oftalmologi la clinica OpticLine din Deva.